Oamenii spun că au ajuns la spital la nici o zi după ce au petrecut în băile Figa. Abia când au ajuns la urgență și-au dat seama că nu sunt singurii cu probleme. Ei spun că sursa infecției nu ar fi mâncarea pentru că nu au luat masa în același loc. În grupul de prieteni în care am fost, n-am mâncat toți acolo în complex. Adică au fost care am mâncat și care nu au mâncat acolo și copiii au la fel acelea simptome. Vărsături, diaree, doi dintre ei încă sunt internați în spital. În bazinele la copii era o mocirlă de porci. Nu era apă, de să ne înțelegem. Eu am simțit mirosul apă, efectiv mirosea apa. Fiică-mea luând după masă, a început să vomite. Noi am crezut efectiv că e de la mâncarea care am administrat-o noi. Și ne-am dus la spital la urgență. Ajungând la spital la urgență, asistenta, prima întrebare a fost la sorul la băile Figa. Ieri a fost foarte rău, soția, foarte rău. Deci nu putea efectiv să stea în picioare. N-am mai dus-o la spital, că știam deja. Am încercat același tratament să aplicăm. În serviciul nostru de CPU s-au prezentat 8 copii. Li s-a pus diagnosticul de gastroenterită. Au rămas 5 pacienți internați la noi. Li s-au făcut investigații și acum sunt sub tratament. Primarul orașului Beclean, de care aparțin băile Figa, declară că este exclus ca apa să fie sursa infectării și reprezentanții DSP spun că analizele au fost până acum conforme. La câteva zile se fac analize, suntem în concordanță cu autoritățile care ne monitorizează. Au fost câteva zile de mare căldură, caniculă efectivă, și vă dați seama că dacă se stă foarte mult în căldură, poate să apară... Nu avem noi buletine de analiză apă proaste de la Figa. Din contră, analiza apei face bilunar. La ultimele analize care am făcut, apa a ieșit bine la cele două piscine de acolo de la Figa exterioare. Reprezentanții DSP spun că mâine vor face un control la băile Figa pentru a stabili care ar putea fi cauza îmbolnăvirilor.